Te pregătești de concediu? Cauți agenția de turism în care poți avea încredere deplină? Vino la agenția de turism a hotelului Grand. Dincolo de cele mai bune oferte, ai garanția unei vacanțe fără surprize. Marca Grand înseamnă siguranță și experiență de peste 40 de ani. Te așteptăm la biroul nostru din cadrul hotelului. Sună la 0365 882 302 sau caută-ne pe Facebook. Grand Travel Agency. Agenția de turism a hotelului Grand. Cu noi vezi lumea în stil Grand. Vino la magazinul Teletec și bucură-te de marile reduceri la toate tabletele UTOC de 18 cm, procesor Dual Care cu sistem de operare Android 4.2, Jelly Bean și 5 ani garanție la numai 239 lei. Teletec, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt reticente atunci când vine vorba de calificare sau recalificare, deoarece cursurile sunt gratuite. La Reghin se desfășoară un curs de calificare în cadrul căruia 28 de femei se specializează gratuit în coafură, frizerie, manicură și pedicură. Reghinenii fără loc de muncă sunt reticenți când vine vorba de posibilitatea de a învăța o meserie sau de a se recalifica în diferite domenii. Și asta cu atât mai mult cu cât cursurile de formare profesională organizate de AJOFM Mureș prin punctul de lucru Reghin sunt gratuite. Explicația vine din partea reprezentanților Agenției Județene, care sunt de părere că oamenii nu sunt conștienți de șansa ce li se oferă. Din păcate, oamenii care ar putea beneficia gratuit de aceste cursuri de formare profesională, atunci când merg la colegii noștri la punctul de lucru, nu au răbdare să-i asculte, să le povestească că pot beneficia de aceste facilități gratuit. Vă dați seama, în lumea care acum este în schimbare, să ai o nouă meserie, mai ales după o anumită vârstă, să spunem 4-5 de ani, este un câștig. Și tu poți să-l faci acest lucru gratuit, plătit de statul român, doar să ai bunăvoință. La Reghin, din păcate, nu se manifestă așa de mult interesul ca și la noi la Târgu Mureș, eu lucrând în Târgu Mureș. La Reghin se desfășoară acum pentru prima dată un curs de calificare organizat de AJOFM Mureș. În cadrul acestuia, 28 de femei de toate vârstele se specializează gratuit în coafură, frizerie, manicură, pedicură. Noi am putea organiza și pentru alte profesii cursuri de calificare cu o singură condiție, ca cei care sunt îndreptățiți să apeleze la noi cu încredere, să vină să ne contacteze, să le putem oferi șansa de a învăța o nouă meserie. Așa încât, de luna viitoare, AJOFM Mureș și-a propus să vină în întâmpinarea șomerilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu următoarele cursuri: bucătar, sudor, contabil, vânzător produse nealimentare, cofetar patiser și operator CNC. S-a încheiat ultima etapă a simpozionului Preșcolarii știu să circule corect, desfășurată la grădinița cu program prelungit în numărul 1 Voinicel din municipiul Reghin. În acest an, competiția a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Organizatorii au primit peste 400 de lucrări realizate de cei mici. Toate au fost ca temă educația rutieră și sunt sub formă de picturi, desene sau colaje. La grădinița cu program prelungit numărul 1 Voinicel au fost expuse peste 400 de desene. Acestea au fost cuprinse în etapa finală internațională a simpozionului Preșcolarii știu să circule corect. Toate lucrările au avut ca temă circulația rutieră și reflectă cunoștințele copiilor în materie. Lucrările provin din mai multe orașe din țară, dar și din Serbia. În aceste lucrări, așa cum vedeți, juriul va aprecia corectitudinea execuției, mesajul, acuratețea, amplasarea în pagină. Deci, pe lângă mesaj și corectitudinea
mesajului și probleme care țin de desen, de acuratețe, amplasare în pagină. Fiecare lucrare urmărește o tematică, traversarea străzii sau circulația pe drumul public, mijloacele de locomoție, semafoare, treceri de pietoni. Cunoștințele și experiența pozitivă a educatoarelor și învățătoarelor și profesoarelor care au preocupări temeinice vis-a-vis de educația rutieră se regăsesc într-o carte. Cartea se numește Alege viața. Știți că este și mesajul poliției rutiere. Inițiativa și implicarea organizatorilor a fost apreciată și de către reprezentanții poliției rutiere. Instituția pe care o reprezint este un beneficiar acestui concurs, întrucât cunoașterea regulilor de circulație a celor mici încă de timpuriu este foarte importantă pe mai târziu pentru a evita ca cei mici să fie victime în accidente rutiere. Simpozionul internațional Preșcolarii știu să circule corect este derulat sub egida Comisiei Naționale UNESCO și este cuprins în calendarul activităților educative naționale al Ministerului Educației. A încălca legea nu e mare lucru, iar a traversa strada prin loc nepermis nu reprezintă pericol. Sunt două dintre concepțiile greșite exprimate în cadrul unui sondaj de opinie realizat de Poliția Mureș. Sondajul s-a efectuat în cadrul campaniei de prevenire Asigură-te că nu traversezi spre moarte, fii pietonul care ajunge acasă. Revenim la subiect după ce aflăm de la Marcela ce conține jurnalul economic de astăzi. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic aflați că stocul de spații comerciale moderne a rămas neschimbat la aproape 1,66 de milioane de metri pătrați în România, după ce niciun proiect nu a fost inaugurat în primul trimestru. Vă mai spun că în câteva zile vor apărea normele de aplicare a legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Cu detalii despre toate acestea ne vedem după știri la Jurnalul Economic. Disciplina pietonală este una dintre principalele cauze de mortalitate pe șoselele mureșene. Asta arată datele statistice, care par să fie susținute de concepțiile greșite pe care le au unii participanți la trafic cu privire la respectarea regulilor de circulație. Un sondaj a fost realizat în rândul la 2000 de mureșeni cu ocazia campaniei de informare. Asigură-te că nu traversezi spre moarte, fii pietonul care ajunge acasă. Concluziile au fost uneori surprinzătoare, să zicem. Există un mare procent din cei 2000 de respondenți care consideră că nu este mare lucru să încalci legea. 30% dintre respondenți au spus că traversează neregulamentar pentru că oricum nu li se poate întâmpla nimic. Percepție care dăunează foarte, foarte mult. Lipsa trecerilor de pietoni în mediul rural este un aspect pe care participanții la sondaj l-au acuzat, dar tot ei sunt cei care au prezentat diferite justificări pentru trecerea prin locuri nepermise. Un alt procent semnificativ consideră că nu sunt suficiente treceri pentru pietoni și aici majoritatea lor sunt din mediul rural, unde într-adevăr se fac eforturi pentru o mai bună sistematizare rutieră. Dar avem și procente semnificative care consideră că este o justificare faptul că sunt grăbiți sau că nu-i vede nimeni sau că nu este mare lucru să traversezi prin locuri nepermise, fiindcă toată lumea face asta. Cu ocazia acestui sondaj, polițiștii au constatat și că mulți pietoni consideră că sunt în siguranță pe trecerea marcată. Îngrijorător oarecum este faptul că o treime dintre respondenți consideră că dacă traversez printr-un loc marcat, prin locuri regulamentare, să spun, nu mai este nevoie să se asigure. Ei consideră că sunt în siguranță prin simplu fapt că traversează regulamentar. Și această concepție trebuie schimbată. Campania de prevenire și informare privind disciplina pietonală a fost derulată și de polițiștii reghineni. Cu această ocazie, pe raza municipiului Reghin am desfășurat mai multe activități pe această linie, care au constat într-o întâlnire cu factorii decizionali locali. Cu această ocazie ne-am deplasat în 3 unități de învățământ, am distribuit un număr de 43 de materiale educative. Lumea a fost receptivă la această campanie și vom continua acest demers, întrucât în primele 3 luni ale anului în curs, pe raza municipiului Reghin, cele mai multe accidente rutiere grave, soldate cu decese și cu vătămări corporale grave, au avut drept cauză indisciplina pietonală. Mesajul preventiv de bază transmis de oamenii legii a fost că cei mari trebuie să fie un exemplu de conduită pentru cei mici.
Un echipaj de elevi de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu din Reghin s-a clasat pe locul întâi la etapa județeană a concursului Democrație și Toleranță. Competiția urmărește identificarea unei probleme existente în școală și găsirea soluțiilor. Proiectul echipei se intitulează Stop abandonării copiilor. Trei elevi de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu, ghidați de profesorul de cultură civică, au reușit să se claseze primii la concursul Democrație și Toleranță, faza județeană. Competiția este structurată pe trei teme, teoretică, practică și artistică. Proiectul poartă denumirea Stop abandonării copiilor. Totul a pornit de la o problemă identificată în școală. De ce spunem noi stop abandonării copiilor? Pentru că foarte mulți părinți sunt plecați la muncă în străinătate și la cultură civică, în momentul în care am vorbit despre familie și copiii au primit să realizeze un eseu despre familie, foarte mulți și-au exprimat durerea, suferința față de faptul că unul sau chiar ambii părinți sunt plecați. Inițiativa echipei are rolul de a transmite celor în cauză faptul că nu sunt singuri. Astfel de cazuri au fost semnalate în școală, iar profesorii i-au consiliat pe elevi. Trebuie să fim lângă ei, trebuie să le cunoaștem problemele și trebuie să ne apropiem, să aibă încredere în noi. Și orice problemă pe care ei o au și nu au alături lângă ei, sau nu au alături de ei un adult care să-i susțină și care să-i sprijine, să găsească în noi, dascălii, un punct de sprijin. Echipajul este format din doi elevi din clasa a șaptea și un elev din clasa a treia. Fiecare a avut un anumit rol în cadrul echipei. Eu am avut dezvoltate drepturile copilului la educație și la un trai decent alături de familie, în două, trei compuneri și de realizat încă o mică compunere de 20 de rânduri, în care să exemplific încălcarea acelor două drepturi și îndatoririle și importanța lor. Elevii implicați în proiect se simt responsabili și spun că sunt dispuși să își ajute colegii. Am învățat că copiii care au părinții plecați în străinătate se simt prost din cauza asta și noi ar trebui să-i ajutăm să facem ceva să se simtă mai bine, să nu simtă că părinții lor sunt plecați. Dacă un copil este îngrijit, iubit, el se dezvoltă frumos. Dar dacă un copil este uitat, abandonat și supărat, în sufletul său se instalează un sentiment de insecuritate, de neîncredere. Pentru elevii de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu este a cincea participare la faza națională a acestui concurs. Etapa va avea loc la Oradea în luna iulie. Vacanțe pentru sănătate pe bani puțin. Doritorii se pot adresa la Casa de Pensii Mureș până în data de 20 mai. Pentru a putea obține un bilet de tratament, vârstnicii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Înainte vă invit să aflăm de la Veturia ce conține jurnalul de sport de astăzi. Bun găsit! Aflați astăzi la jurnalul de sport că basketbalistele antrenate de Ioan Voș și Răzvan Moldovan au învins joi 15 mai echipa LPS Satu Mare cu scorul de 63-35, iar vineri dimineață pe CSS 1 Constanța cu 82-24. Și handbaliștii reghineni de la CSS Reghin grupa de vârstă 2003-2004 au participat pentru prima dată într-un turneu pe Euroregiune. Cu mai multe amănunte vă aștept mai târziu! Pensionarii reghineni pot merge la tratament pe bani puțini. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Mureș anunță că biletele pentru stațiuni pentru seria care începe în această lună încă nu s-au epuizat. Doritorii se pot adresa Casei de Pensii Mureș până în data de 20 mai. Avem bilete disponibile pentru seria 7 în următoarele stațiuni: Bizușa, Lacul Sărat, Moneasa și Pucioasa. Pentru aceste stațiuni, doritorii se pot adresa la Casa de Pensii Mureș până în data de 20 mai 2014, chiar dacă nu au depus în prealabil cererea de acordare a unui bilet de tratament. Unii pensionari reghineni frecventează anual stațiunile balneoclimaterice în funcție de problemele de sănătate pe care le au. Dacă primim bilet, că suntem pensionari, da, 50%. Și ați obișnuit să mergeți? Da, soțul merge în fiecare an, eu așa, cam la 2 la 3 ani, depinde. Obișnuit să mergeți la băi? Da. Cum mergeți? Frecvent? În fiecare an. La ce stațiune? Am fost la 1 mai anul ăsta și de vreo 2 ani tot la 1 mai am fost. Din 2005
acum, pe 29, mă duc la Covasna, din 25 a 10-a oară. E o stațiune, e singura stațiune cu ion negativ, vă dați seama. Acolo, dacă ai tensiunea mare, ți-o reglezi, dacă o ai mică, deci este nemaipomenit. Aerul ăla și tratamentul cu apă carbogazoasă și absolut totul este plăcut acolo. Deci, recomand toată lumea să meargă, că este și pentru reumatic, și pentru cine are probleme cu nevroza. Pentru a putea obține un bilet de tratament, vârstnicii trebuie să îndeplinească anumite condiții. Dacă a beneficiat de un bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, categoria de pensie a beneficiarului și cuantumul brut al drepturilor de pensie. Aceste trei criterii sunt cele mai importante și se aplică pentru fiecare stațiune în parte. Contează foarte mult și dacă a fost în sezon sau în extra sezon. Și dacă cineva merge anual în extra sezon, atunci are șanse mai mari să prindă chiar anual un bilet. Potrivit reprezentanților Casei de Pensii Mureș, în seria care începe miercuri 21 mai, au fost repartizate 245 de bilete de tratament pentru diferite afecțiuni. Poetul Lucian Blaga a fost omagiat de liceul care îi poartă numele. Cea de-a 10-a ediție a concursului de creație, recitare și eseu Lucian Blaga s-a desfășurat joi 15 mai. Invitatul acestei ediții a fost poetul Nicolae Băciuț. Poetul Lucian Blaga este viu în sufletele copiilor. Concursul de creație, recitare și eseu care îi poartă numele a adunat tineri iubitori de poezie care au făcut dovada pasiunilor. Concursul a avut loc la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, joi 15 mai. Alături de liceeni au fost profesorii de limba română. Concursul conține trei secțiuni. Secțiune de eseu, creații proprii ale elevilor care pot fi proză sau poezie și recitare, interpretare artistică. Cea mai bună recitatoare a fost desemnată în acest an Broșoi Brigitte, elevă în clasa 12-a B. Nu este prima dată când adolescenta se remarcă prin talentul la interpretare. Deci este un poet foarte talentat și am citit foarte multe poezii de la el, dar poate că asta îmi plăcea cea mai mult, pentru că îmi plac poeziile tragice și asta e cam tragic. Membrii juriului sunt de părere că unii dintre liceeni au dat dovadă și de talent actoricesc. Meritul revine atât lor cât și profesorilor coordonatori. E limpede că există resurse interpretative la Reghin și acest lucru ne-a fost confirmat apoi și de copiii care au interpretat versuri din creația lui Lucian Blaga și lucru mai mult decât lăudabil, nu au citit textele. Elevii au pus în scenă și un fragment din drama Meșterul Manole, iar premianții concursului au fost răsplătiți cu diplome și cărți. În Târgu Mureș este singurul laborator pentru depistarea pesticidelor din legume și fructe. Laboratorul a fost dat în folosință din 2009. Până în prezent au fost analizate aproape 600 de probe colectate din cele 14 județe arondate unității. Înainte vă invit să urmărim o avanpremieră a jurnalului de astăzi. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Ziua de sâmbătă poate aduce schimbări interesante, majoritatea în bine și cu deschidere spre nou. Așadar, dacă aveți idei mai neobișnuite, puteți îndrăzni să le puneți în aplicare. Nativii din Berbec intenționează să demareze o afacere, iar vărsătorii, datorită ideilor originale, obțin câștiguri suplimentare. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. La Târgu Mureș funcționează unicul laborator din zonă în care se pot depista pesticidele din legume și fructe. Acesta se află în cadrul unității fitosanitare ce aparține de Direcția Agricolă Mureș. Reprezintă o investiție de 1,6 milioane de euro prin fonduri SAPARD. În 2013, unitatea a fost acreditată de organismele europene, iar de atunci au fost făcute aproximativ 600 de analize. Anul trecut au fost colectate de la producători sau agenți economici și analizate 470 de probe din 14 județe. Unitatea își desfășoară activitatea pe baza unui program național de monitorizare a produselor vegetale. Unitatea fitosanitară urmărește și controlează toate activitățile legate de produsele de protecție a plantelor. Mă refer aici la comercializare, utilizare și prestare de serviciu cu produse de protecție a plantelor. Și în cadrul acestei idei, să zicem așa,
Noi urmărim inclusiv modul în care se aplică pesticidele și controlăm agenții economici prin aceste programe de monitorizare la nivel național, care sunt stabilite cu Uniunea Europeană, și la locurile de producție, deci în ferme. Coordonatorul unității a mai declarat că deocamdată specialiștii institutului nu sunt abilitați să execute analize la cerere. Astfel, probele prelevate sunt stabilite pentru fiecare județ de către un specialist din cadrul unității fitosanitare. Se iau măsuri în cazul de abateri de la norme. Prelevarea se face după un protocol, mi se pare normal, este reglementat în lege cum se execută, pentru că atunci când găsim și se găsesc produse care conțin limita pesticide sau reziduri pesticide peste limita maximă admisă, acestea se opresc de la comercializare și se așteaptă până reziduul scade sub limita maximă admisă. Mulți producători nu respectă dozele recomandate de pesticide. Cu toate acestea, potrivit coordonatorului unității fitosanitare, în 2014 s-au analizat 170 de probe la legumele și fructele de sezon și nu s-au găsit nereguli majore. Ca și anul trecut, rezidurile de pesticide nu au depășit normele legale. Anul trecut am executat 470 de analize la legume, fructe și cereale. Am găsit urme de pesticide, dar cu limitele, niciun produs sau niciun probă nu au avut urme sau reziduri de pesticide peste limita maximă. Analize de laborator la cerere deocamdată nu se fac la Târgu Mureș, din cauza personalului insuficient. Un laborator similar se mai găsește doar la București. Târg de carte în limba maghiară. Biblioteca Petru Maior din Reghin a găzduit joi 15 mai o expoziție de cărți. Scopul manifestării a fost de a aduce mai aproape de cititor volume greu de găsit în librării. Reprezentanții editurii au invitat și un scriitor în persoana lui Kinceș Elemer, care și-a prezentat noul roman intitulat Pe veci. Bucurie pentru cititorii publicațiilor în limba maghiară. Biblioteca Municipală Petru Maior a organizat un nou târg de carte dedicat în special cunoscătorilor de limba maghiară. Manifestarea a fost pusă la cale în colaborare cu o editură din Târgu Mureș, care și-a făcut un obicei din a prezenta periodic la Reghin cele mai noi titluri. Directorul editurii spune că momentan se pot oferi celor interesați peste 700 de volume. Suntem prezenți cu târguri de carte în aceste localități, având în vedere că sistemul de difuzare a cărților suferă în ultima perioadă, iar librăriile nu își permit să achiziționeze acele titluri de care, în mod normal, pentru a atinge un nivel cultural, cetățenii de etnie maghiară ar avea nevoie. La expoziția de carte a fost invitat și un scriitor. Editura din Târgu Mureș l-a adus mai aproape de cititorii reghineni pe Kinceș Elemer, care a lansat recent un nou roman. Oferind iubitorilor de carte din Reghin premiera cărții scriitorului Kinceș Elemer, Mindereche, cu titlul de Mindereche, adică Pe veci, care este un roman foarte agreabil, un roman de lectură în general, dar având totuși o profunzime cât se poate de accentuată. Reprezentanții editurii organizează asemenea târguri în toate orașele importante din Transilvania și au promis că vor reveni la Reghin și cu alte publicații. Sâmbătă 17 mai, Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș organizează diverse activități cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor 2014. Programul conține târguri, expoziții, proiecții de film și ateliere. Înainte vă invit să aflăm de la Ariana câte ceva despre vreme. Bine v-am găsit! Meteorologii anunță pentru sâmbătă vreme instabilă pe tot parcursul zilei. Mercurul din termometre va urca în Reghin și Târgu Mureș până la valoare de 19 grade Celsius. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Mur-
bucureștenii sunt așteptați la muzeu. Sâmbătă 17 mai, începând cu ora 10, se vor deschide majoritatea secțiilor Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș. Programul conține târguri, expoziții, proiecții de film, ateliere, deschise până la ora 2 dimineața. În paralel, în piața teatrului, cei interesați vor putea vizita un târg al meșteșugarilor și se vor desfășura concerte în aer liber. Vor cânta Palia Bea, Night Losers, precum și orchestra Liceului de Artă din Târgu Mureș. În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, intrarea pentru adulți va fi de 5 lei, 3 lei pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, iar familiile plătesc 10 lei. Brățara de intrare trebuie plătită o singură dată și va fi valabilă pentru fiecare program, indiferent de locația acestuia. Concertele în aer liber sunt gratuite. Noaptea Europeană a Muzeelor se organizează anual în sâmbăta cea mai apropiată de data de 18 mai, când se marchează Ziua Internațională a Muzeelor. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre opțiunile reghinenilor în ce privește artiștii care vor cânta la zilele municipiului. Știrea despre lucrările de renovare la spitalul din Reghin s-a clasat a doua în topul audienței. Pe locul 3, ca număr de vizionări, se situează materialul despre preotul evanghelic venit în Reghin după 34 de ani. Materialul despre opțiunile reghinenilor în ce privește artiștii care vor cânta la zilele municipiului a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook de Reghin TV. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află știrea despre lucrările de renovare la spitalul din Reghin. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, se situează rubrica Jurnal de Vreme, realizată de Ariana Simon. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Reghin TV. Vineri 16 mai de la ora 21 sunteți invitați să urmăriți emisiunea concurs Pot să fiu o stea, realizată de Simina Cota, în care îi veți putea revedea pe concurenții calificați pentru finala show-ului. Sâmbătă 17 mai de la ora 21 puteți urmări o emisiune de promovare electorală. Duminică 18 mai de la ora 21 nu ratați emisiunea Reghin Exclusiv, realizată de Marcela German. În această ediție sunt aduși în fața dumneavoastră trei dascăli reghineni de prestigiu: profesorul de matematică Constantin Bozdoc, profesorul de istorie Sabin Urzică și profesoara de limba și literatura română Angela Pușcaș. Rubrica Tradiție și valoare de astăzi vă vorbește despre oloinița din Hodac. Vă invit să urmăriți materialul următor. Oloinița adusă de pe Valea Gurghiului din localitatea Hodac preia forța apei cu ajutorul roții cu admisie inferioară prin palete, mișcarea transmițându-se către fusul orizontal. Mecanismul propriu-zis al oloiniței este adăpostit de o construcție realizată integral din lemn cu acoperișul în patru ape.
Energia apei este dirijată prin fusul orizontal, care cu ajutorul penelor pune în mișcare alternativ ciocanele care zdrobeau semințele. Domnilor, acestea au fost știrile zilei. Urmează în câteva momente Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astre, știrile din sport și prognoza meteo. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Oferta promoțională la motocoasele Stihl, începând de la numai 630 de lei. Stihl, numărul 1 mondial, prin Antora Invest Rei. Strălucire, eleganță, rafinament. Îmbrăcăminte și încălțăminte special creată de binecunoscutele branduri românești. Și tu, și ea, și el. Glamour. Strălucește în fiecare zi. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie și cosmetizare auto, vulcanizare, vânzare anvelope noi, nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. La noi, covoarele devin uscate în maxim 8 ore, în uscătorie profesională. Livrarea lor are loc în maxim 24 de ore după preluare. Pentru ridicări de la domiciliu, poți suna la telefon 0745 377 779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Mobilă din lemn masiv la comandă, dormitoare, bucătării, livinguri, terase, uși de interior, la orice dimensiune, culoare și esență a lemnului. Realizează modele după idei proprii în stilul dumneavoastră, cu designeri în funcție de tendințele actuale și cerințele pieței. Mobilă antică din stejar, cu o vechime de aproximativ 100 de ani, lucrată manual. Vitrine realizate din vitralii lipite cu plumb. Reghin, Bulevardul Unirii, bloc 17, scara 3. Mobila Style. Mobila stilului tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Găsit la Jurnal Economic. Stocul de spații comerciale moderne a rămas neschimbat la aproape 1,66 de milioane de metri pătrați în România, după ce niciun proiect nu a fost inaugurat în primul trimestru, iar per total în acest an este așteptată finalizarea a doar două proiecte, cea mai redusă ofertă de după 2005. Cele două mall-uri care se vor da în folosință sunt în București și Târgu Jiu. Peste 850 de mii de metri pătrați din stocul total al suprafețelor de mall-uri se află în București, iar la acestea se vor adăuga încă 150 de mii de metri pătrați, reprezentând volumul livrărilor programate pentru anul viitor. Tot pentru 2015, stocul național va mai crește cu 45 de mii de metri pătrați construiți în Brașov. Tranzacțiile cu terenuri agricole sunt blocate în momentul de față, întrucât nu au apărut normele de aplicare a legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Ministrul Agriculturii promite însă că aceste reglementări vor apărea în câteva zile. Apoi mai e nevoie ca Agenția Domeniilor Statului, cea care va reglementa piața financiară din partea statului, să treacă în subordinea premierului. România a liberalizat piața financiară la 1 ianuarie 2014. Conform obligațiilor incluse în tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce permite persoanelor fizice din Uniune să cumpere terenuri agricole în țară, demers care a modificat regimul existent până la finele lui 2013, când doar persoanele juridice aveau dreptul să cumpere terenuri. Procedurile introduse în lege asigură respectarea dreptului de preemțiune la achiziția acestor terenuri pentru coproprietari, arendași, proprietari vecini și stat. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 46 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 26 de bani. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 70 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 45 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 48 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 40 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 19 bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 60 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei 35 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 43 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 134 de lei și 25 de bani.
Bine v-am găsit! Berbec, intenționați să demarați o afacere. Puteți fi optimist, aveți șanse să găsiți modalitatea optimă și să obțineți sprijin financiar. Cu sănătatea stați bine, dar vă sfătuiesc să acordați mai mult timp odihnei. Taur, se anunță o zi de neuitat, cel puțin pe plan sentimental. S-ar putea chiar să luați decizia de a vă căsători. Pe plan financiar nu este cazul să vă faceți griji. Vă ajută o rudă cu mai multă experiență. Nu tratați cu superficialitate problemele de serviciu. Gemeni, dimineața s-ar putea să aveți dificultăți financiare, dar reușiți să le depășiți destul de ușor. Este o zi favorabilă activităților artistice. Talentul, creativitatea și originalitatea vă asigură succesul în societate. Vă recomand să nu neglijați problemele familiale. Rac, aveți norocul să faceți cunoștință cu o persoană importantă, cu experiență în afaceri, care este dispusă să vă învețe câte ceva. S-ar putea ca această întâlnire să vă stimuleze să faceți planuri îndrăznețe. Dacă sunteți perseverenți și aveți răbdare, veți reuși. Vă sfătuiesc să nu vă bazați doar pe intuiție, să analizați totul la rece. Leu, zi obositoare, cu multă alergătură, dar veți vedea că a fost meritat efortul. Se pare că vă pregătiți pentru o călătorie importantă, ce poate reprezenta un mare pas în carieră. Partenerul de viață vă încurajează. Vă sfătuiesc să nu neglijați odihna. Fecioară, vă ambiționați să terminați o lucrare în casă, începută mai de mult. O rudă vă ajută cu bani, dar vrea să-și impună ideile. Evitați cearta pentru că riscați să rupeți relațiile. În general, ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu. Cu celelalte zodii ne întâlnim doar în câteva minute. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 1 mai 2014 și 12 decembrie 2014, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, un frigider Whirlpool. Premiul 2, un pachet cu cuptor, plită și hotă incorporabilă. Premiul 3, o mașină de spălat Whirlpool, 2 cuptoare electrice, 1 storcător de fructe, 2 cafetiere cu râșniță, 2 expresoare. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15 decembrie 2014. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a treia, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Floraria Brugmansia, plante ornamentale, flori și arbori într-o mare varietate de soiuri și mărimi. Tot ce este mai frumos pentru terasa și grădina dumneavoastră, pomi fructiferi, tuia, brazi albi la ghiveci, magnolia, trandafiri, aloe vera, palmieri, plante cățărătoare, gard viu. Confecționăm la comandă coroane și coronițe pentru înmormântări. Pentru comenzi și informații sunați la 0744 858 745. Strada Pandurilor, numărul 123, la ieșirea din Reghin spre Suseni. Florăria Brugmansia, universul bunului gust. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Aveți ocazia să rezolvați o problemă legată de cămin. Puteți să cumpărați o casă nouă sau să faceți un schimb de locuință. O femeie mai în vârstă din familie se opune planurilor dumneavoastră, dar vă sfătuie să nu vă lăsați influențat. Scorpion. Aveți o zi bună pe plan profesional și în viața particulară. Dimineața sunteți plin de energie și reușiți să-i mobilizați pe cei din jur. Partenerul de viață vă susține. Vă sfătuie să profitați de ideile originale care vă vin astăzi. Gândiți-vă la proiecte pe termen lung. Săgetător. Găsiți soluții originale pentru problemele de la locul de muncă, dar să nu vă așteptați la aprecieri din partea colegilor. După amiază s-ar putea ca o persoană mai în vârstă să vă facă tot felul de reproșuri. Vă recomand să nu vă lăsați provocat. Capricorn. Începeți o activitate în care veți avea succes și de pe urma căreia veți câștiga bine. Ar fi bine să acceptați ajutorul unui prieten ca să treceți cu bine peste toate obstacolele. Vă sfătuiesc să vă temperați spiritul critic și să nu declanșați discuții în contradictoriu. Vărsător. Aveți idei originale care vă ajută să obțineți câștiguri suplimentare. Un fost coleg vă propune să colaborați într-o afacere sau vă oferă un nou loc de muncă. Vă sfătuiesc să nu acceptați oferta până când nu o întoarceți pe toate fețele. Consultați-vă și cu partenerul de viață. Pești. Este o zi favorabilă pentru contracte, colaborări, asocieri și investiții. Pe plan sentimental puteți să faceți proiecte de viitor. Chiar dacă sunteți convins că aveți dreptate, vă recomand să respectați părerile celorlalți. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit la Jurnalul de Sport. Basketbalistele reghinene echipa U17 sunt de neînvins. Fetele antrenate de Ioan Voș și Răzvan Moldovan au câștigat partida jucată cu LPS CSS Satu Mare, joi 15 mai, cu scorul de 63-35. De asemenea, și în jocul de vineri dimineață cu CSS 1 Constanța și-au arătat valoarea, învingând cu 82-24. Partidele fac parte din turneul semifinal numărul 2 U17, ce se desfășoară în acest an la Reghin. Pentru reghinence, calificarea în turneul final este asigurată. Bătălia pentru titlul național se va disputa în perioada 4-8 iunie. Echipele cu șanse la titlu sunt cele din Reghin, Oradea și Brașov. Basketul feminin reghinean își arată valoarea și în acest campionat. În partida jucată joi 15 mai, fetele de la CSS Reghin, echipa U17, au învins LPS CSS Satu Mare cu scorul de 63-35. Este vorba despre prima victorie din turneul semifinal numărul 2 U17. Din cele 8 echipe ale grupei vor merge mai departe în finală primele 3. Chiar dacă fetele antrenate de Voș Ioan și Răzvan Moldovan au început jocul mai greu, până la urmă rezultatul a fost decisiv în favoarea lor. Am început destul de greoi pentru că de mult n-am mai jucat în fața publicului propriu și dar am intrat, ne-am încălzit puțin mai greu și pe urmă, sigur, din sfertul 3 și 4, fetele și-au dat drumul la joc și ne-am desprins decisiv. A fost un joc destul de bun al echipei. Sper că randamentul lor va crește pe parcursul acestui turneu și peste două săptămâni la turneul final să dea maximum posibil. Jucătoarea extremă stângă Florina Cezara Vultur a motivat debutul mai slab al echipei în primele două reprize. Având în vedere că toate jucăm cam aceleași posturi, nu avem pivoți foarte înalți, ne desprindem puțin mai greu, dar având în vedere că știm să ne comportăm cu o echipă, am reușit să ne desprindem încă din sfertul 2. Mă bucur foarte mult că reușim să jucăm toate posturile, pentru că în alte echipe nu au așa multe schimbări și nu au cum să reușească să ducă meciul la bun sfârșit. Antrenoarea echipei adverse LPS CSS Satu Mare, profesoara Adriana Pricop, rămâne optimistă, deoarece lotul pe care îl conduce este alcătuit din fete aflate la început în competiții. Un joc slab, a doua parte a meciului, repriza a doua a fost foarte slab. Suntem încă în perioada de pregătire, noi încercăm să facem o surpriză la turneul final.
vedem ce reușim să facem mai departe. Reghinencele au învins și în partida de vineri dimineața disputată cu CSS 1 Constanța, echipă pe care au învins-o cu 82-24. Potrivit antrenorului principal, Voș Ioan, reghinencele au asigurat calificarea în turneul final. Bătălia pentru titlul național se va da în perioada 4-8 iunie. Echipele cu șanse la titlu sunt cele din Reghin, Oradea și Brașov. Micii handbaliști de la CSS Reghin au debutat în plan competițional. Echipa Junior 5, antrenată de profesoara Claudia Boțan, a participat pentru prima dată într-un turneu euroregional. Acesta a avut loc la Făgăraș în perioada 3-4 mai. Aceștia au trecut cu bine de etapa județeană, clasându-se pe locul 2 în grupă. Dar la Făgăraș au întâlnit echipe cu mai multă experiență în competiții. Partidele decisive au fost cu HC Sfântul Gheorghe și HC Făgăraș. La final, echipa de handbal masculin de la CSS Reghin a încheiat turneul euroregional pe locul 6 în clasament. Handbaliștii reghineni de la CSS Reghin, grupa de vârstă 2003-2004, au participat pentru prima dată într-un turneu euroregional. La Făgăraș a avut loc în perioada 3-4 mai faza pe euroregiune, la junior 5. Reghinul a fost prezent cu micii handbaliști antrenați de profesoara Claudia Boțan. Aceștia au trecut cu bine de etapa județeană, clasându-se pe locul 2 în grupă, dar la Făgăraș au întâlnit echipe cu mai multă experiență în competiții. În concurs s-au înscris 3 grupe, a câte 3 echipe. Partidele decisive au fost cu HC Sfântul Gheorghe și HC Făgăraș. Echipa din Sfântul Gheorghe a învins reghinenii cu scorul de 14-4. În jocul cu cei din Făgăraș, micii handbaliști reghineni au mai redus diferența de punctaj, iar partida s-a încheiat cu 10-7 în favoarea gazdelor. La final, echipa de handbal masculin Junior 5 de la CSS Reghin a încheiat turneul pe Euroregiunea 7, pe locul 6 în clasament. Să nu uităm fotbalul reghinean. Sâmbătă 17 mai de la ora 12, Viitorul Reghin va juca la Odorheiul Secuiesc, alături de ocupanta locului 2 în clasament, Voșoș Odorhei. Și tot sâmbătă, dar de la ora 18, Avântul Reghin întâlnește în deplasare FC Păpăuți. Acestea au fost informațiile sportive de astăzi. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Bine v-am regăsit! Sâmbătă vor fi nori și pe alocuri câteva averse. Termometrele vor indica atât pentru Reghin cât și pentru Târgu Mureș valoare de 19 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi noros, pe fondul unor temperaturi plăcute. Pentru Sighișoara și Sovata sunt prognozate 18 grade, în timp ce în Iernut și Luduș sunt anunțate 19. În Sâncen și Batoș se vor înregistra 16 grade Celsius. În afara județului nostru vor fi averse pe toată durata zilei. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 18 grade, în timp ce în Sibiu sunt estimate 16. În Bistrița și Alba Iulia, cerul va fi predominant noros, iar temperatura maximă 20 de grade Celsius. La Brașov se anunță vreme instabilă și 17 grade, respectiv 19 grade în București. Sâmbătă noaptea, cerul va fi mai mult noros. În Reghin și Târgu Mureș, valoarea termică nu va depăși pragul de 7 grade Celsius. Pe parcursul zilei de duminică va fi vreme mohorâtă. Atât în Reghin cât și în Târgu Mureș se vor înregistra 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Ariana Simon, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Și țăverii se naște bucuria gustului. Eternitatea s-a născut la țară. Tradiție și continuitate de 20 de ani în rețetele românești. Dăruirea și calitatea plămădite de maestri brutari. Păstrăm vechile tradiții de coacerea pâinii în cuptor tradițional pe vatră. Brutăria Sabău. Gustă diferența. Mirosul pâinii din copilărie.
ratați promoțiile Evora Center. Salon Puls. Ai experiență în domeniul cosmeticii? Ești pasionat de îngrijire și frumusețe? Oferi servicii profesionale? Aici este locul tău! Salon Puls închiriază scaun pentru colaboratori cu experiență în domeniile coafură, frizerie, cosmetică, manicură, pedicură, masaj. Aici găsești luxul pe care ți-l poți permite. Salon Puls. Norden Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș, Norden Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Norden Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Norden Lor,